continuare sau nu. Da, sau dacă se înroșește că domnul Constantinescu va candida de la PSD. Da, asta da. Este una din... Domnule Ponea, bună ziua, mulțumesc mult domnule director pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua. Reamintim informațiile, unul din 15 pui ar putea fi infestat cu această bacterie mortală, o bacterie care se găsește în carnea de la supermarket. Care sunt analizele dumneavoastră? Informațiile sunt serioase și am vrea să știm ce ne puteți spune despre acest subiect. Acel caz de care spuneți dumneavoastră este în alt stat membru, nu este în România. Ce pot să vă spun despre această contaminare a alimentelor în general și în special a cărnii cu campylobacter ține foarte mult de regulile de igienă. Această bacterie se găsește în mod natural în intestinul oamenilor al animalelor și această contaminare se poate produce datorită lipsei de igienă în primul rând. Adică manipularea cărnii de către personal care după utilizarea toaletei nu se spală la mâini, utilizarea laptelui nepasteurizat, mâncarea care nu este gătită corespunzător, merele care sunt mâncate fără să fie spălate. Uh-huh. Dar în ceea ce privește carnea de pasăre, cum spuneați dumneavoastră, aceasta se poate contamina doar printr-o manipulare a persoanelor care sunt deja contaminate pe mâini cu această bacterie și de aceea prima recomandare este că atunci când achiziționăm produse din carne care necesită temperatură joasă, să mergem cât mai repede cu ele acasă, să le punem în frigider, să le gătim cât mai bine și atunci când manipulăm carnea sau o tranșăm acasă, o tăiem, să ne spălăm pe mâini, este foarte important să dezinfectăm ustensilele care domnule doctor, numai puțin.